Bine v-am regăsit români de pretutindeni noi teme de actualitate la un doctor pentru dumneavoastră. În această seară, hipertensiunea arterială, principala cauză de deces la nivel mondial și în partea a doua emisiunii Epilepsia. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe cele două pagini, pagina de Facebook a emisiunii Un Doctor pentru Dumneavoastră și a TVR Internațional și desigur puteți să urmăriți emisiunea noastră live și pe platforma tvrplus.ro la secțiunea live TVR Internațional. Prima noastră temă, hipertensiunea arterială, principala cauză de deces la nivel mondial. Invitata noastră din această seară, colonelă doctor Aliz Munteanu, medic primar, cardiologie și medicină internă, Spitalul Militar Central Carol Davila, șef de lucrări. Bună seara și bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim pentru temă, în continuare tot de actualitate, având în vedere că este exact o boală în care, de care se poate muri. Scurt. Am găsit atâtea statistici, curg efectiv știrile în ziare. În 2025, boala va afecta minimum 1,5 miliarde de persoane la nivel mondial. OMS apreciază că hipertensiunea arterială a atins amploarea unei epidemii deja. Conform studiilor. HTA este principalul factor de risc al bolilor cardiovasculare și, așa cum am spus, la nivel mondial rămâne principala cauză de deces. Știu de aceste campanii de măsurare a tensiunii arteriale pe care le faceți la Spitalul Militar Central în mai de ziua hipertensiunii arteriale. Știu că sunteți inițiatorul acestui proiect și dacă sunt și în acest an aceste campanii. Da, într-adevăr, studiile de epidemiologie, cum le spunem noi, de, de găsirea acestor, acestor pacienți cu această boală, spunem că suntem în fața unui ucigaș mut, pentru că foarte greu o depistăm. O depistăm, așa, dacă o măsurăm și campaniile vin în fața dumneavoastră pentru și în fața uh, pacienților. Pentru a depista această boală, pentru că ea nu te doare, nu o simți, când o simți sunt probleme. Ori apar complicațiile, sau într-adevăr uneori simțim ceea ce noi numim o amețeală și o durere de cap. Însă toate aceste probleme sunt, de fapt, în spatele unor probleme la vasul de sânge, că de fapt și de drept vorbim de hipertensiune arterială, boala vaselor de sânge. Și anume vasele, practic, pe înțelesul tuturor, din cap până în picioare. da? Deci, arterele cerebrale suferă, suferă arterele inimii, arterele renale și, bineînțeles, și arterele care irigă membrele inferioare. Campanii, da, pentru că, într-adevăr, depisarea hipertensiunii arteriale înseamnă, un pacient tratat, înseamnă să ieșim din uh, uh, sfera de 60% din România, care, practic, nu știu că au această boală. Din păcate. Cum se declanșează ea și ce factorii de risc sunt incriminați? Cum se declanșează? Spunem că ea este uh, o boală a vaselor de sânge și că, practic, o depistăm prin măsurare și trebuie să avem câteva simptome. Aceste simptome uh, le depistăm când ne trezim, deci de cele mai multe ori avem o durere de cap, dar nu neapărat numai la ceafă, cum spun unii, avem o durere de cap care ne dă o stare de amețeală, ne țiuie urechile, spunem că avem niște pognituri în urechi sau avem niște puncte negre în fața ochilor, deci avem un soi de modificări și de tulburări de vedere. Aceste lucruri pot fi inițial pasagere, ele se repară, însă, în momentul când Apare o complicație, se rupă un vas de sânge, apare ceea ce numim noi accidentul vascular hemoragic. Aceasta este complicația de temut a hipertensiunii arteriale. Însă, până să ajungem acolo, important este să luăm cu, cu seamă aceste dureri de cap și amețeală, care apar în general la tineri, dar și la persoane uh, vârstnice, că practic noi așa am învățat-o de ceva timp. Că, domnul este o boală care determină rigiditate vasculară și apare după anumită vârstă. Nu mai este așa. Pentru că sunt niște factori, cum mi m-ați întrebat, incriminați. Și factorii ăștia sunt uh, ceea ce numim noi... Uh, Dușmanul poartă denumirea de ateroscleroză. Acest proces de princare are loc un soi de uh, depuneri de grăsimi și tot ce înseamnă elementele sângelui pe pereții vaselor, precum rugina pe țevi, da, și determină aceste uh, stenoze, spunem noi. Deci aceste obstrucții undeva la un anumit etaj al vasului de sânge. Uh, practic factorii incriminați începem în cu depunerea de grăsimi, deci grăsimile mari în sânge. Al doilea factor, zahărul din sânge, deci glicemia mare, respectiv diabetul zaharat. Fumatul este iară foarte, foarte important alături de sedentarism, deci lipsa de mișcare și obezitatea. De ce pun accent pe obezitate? Pentru că obezitatea la momentul actual este o boală de sine stătătoare. Sunt niște mecanisme neuroendocrine extrem de importante și practic determină această împreună cu hipertensiunea crește riscul de apariția infartului de miocard. Apoi, nu uităm de consumul excesiv de sare, de alcool, de uh, lipsa sportului, spuneam. Deci, uh, și nu în ultimul rând, istoricul familial. Toți acești factori se caută în fiecare an și aș vrea să aduc așa în fața dumneavoastră faptul că anul trecut, toți acești factori pe care, mă rog, în principiu, îi cam cunoaștem, au, sau la care s-au adăugat unii noi. Insomnia calitatea somnului e foarte importantă în apariția valorilor crescute ale tensiunii arteriale, poluarea, care nu a fost amintită până în 2018, când a fost emis ultimul ghid. Frecvent... Numai Bucureștiul, dacă ne gândim. Exact, nu mai Bucureștiu. Uh, pulsul crescut, da? Pulsul crescut care se da de stres. Atenție, stresul este un alt factor de risc. Stres care poate fi din oricare altă unghi, fizic, psihic, emoțional și nu, în ultimul rând, tot ce înseamnă niște mecanisme care, practic, determină și complicații renale ulterior. De ce deci apare din ce în ce mai mult la tineri? Practic, a scăzut foarte mult vârsta la care apare hipertensiunea arterială. Deci, la tineri este o reală problemă și entitatea asta numită hipertensiunea arterială la tineri Prima dată ar trebui să excludem o hipertensiune de altă cauză. De obicei o hipertensiune secundară. Adică apare în urma altor boli sau împreună cu alte boli. De cele mai multe ori sunt endocrine sau o problemă genetică. Are o problemă, de exemplu, la uh, artera renală. Oamenii ăștia au anumite stenoze de arteră renală bilaterală, de exemplu, sau unilaterală. Deci au ceva de puneri. Uh, acolo sau un uh, unul sau două vase, deci o turbulare gene genetică, ea trebuie căutată. Uh, vorbim de o problemă cardiacă, poartă denumirea de coartație de aortă, deci este o boală uh, congenitală, care o depistezi prin valori crescute ale tensiunii arteriale, dar Factorul incriminat este alimentația, lipsa sportului, și, practic, ajungem la acești factori care sunt, practic, modificabili: greutatea la vârstă mică, uh, colesterolul crescut, deci dislipidemiile primare, adică dislipidemiile familiale. Uh, atunci când întâlnim uh, valori ale colesterolului, și la părinți, uh, de obicei, și copiii au e foarte important să îndrumăm o, 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 dietă a copilului, deci copilul trebuie să aibă o anumită alimentație. Atenție la alimentația procesată, care este folosită în cantități mari și în special la copii, ea având și cantități mari de sare. Se produc niște tulburări la nivel renal care determină practic creșterea ale valorilor tensionale. Atenția poate fi reversibilă dacă este tratată și găsită la timp. Din păcate, copiii nu au simptome. Adică, copiii nu simt că au valori crescute ale tensiunii. De cele mai multe ori prezintă stări de lipotimie, cad sau au palpitații sau simt că ceva nu este cu ei, și atunci găsesc că am, au valori crescute ale tensiunii și ajung la pediatru, de la pediatru, la cardiologul pediatru. Și, în dacă facem un sport, dacă copiii fac un sport să aibă efectuată o ecografie cardiacă, respectiv o electrocardiogramă și să măsoare tensiunea arterială. La ambele brațe și uh, cardiologii, pediatrii știu... Asta că se face să... anual. Asta se face anual și mai ales, uh, spuneam, dacă copiii merg la un sport de performanță, de exemplu. Foarte important. Care este valoarea optimă a tensiunii arteriale și cum o păstrăm uh, la acest nivel? Și aici tot timpul au fost discuții, mitul de am tensiunea 12 cu 8, sunt perfect. Într-adevăr, cu cât este mai mică, cu atât mai bine, la tineri vorbind. Însă, valoarea praga, așa, este de 130 cu 80. Dar aici vin uh, anumite aspecte care trebuie luate în seamă și anume, dacă pacientul are diabet, de exemplu, obligatoriu trebuie să fie sub 130%, dacă are alte patologie, are dislipidemie familiară, are un istoric familial încărcat cu părinți cu infarte la vârstă tânără sau cu stop cardiorespirator la vârstă tânără, iar atunci trebuie să fim puțin atenți, Valurile tensiunii trebuie să fie foarte bine controlate. Și nu în ultimul rând, de ce spunem asta? Pentru că o valoare peste 16 deja te află în gradul 2 și peste 180 și gradul 3 de hipertensiune arterială. Și atunci nici nu mai trebuie să chem pacientul la control, că e foarte important, și aceste valori. Cam cum te aduc la control. Adică am depistat odată 150 la o persoană tânără care nu are factori de risc. Mă rog, poate s-a agitat în ziua respectivă. Ce ar trebui noi să facem? Mergeți acasă, măsurați tensiunea, atenție la consumul de sare. Venim cumva cu niște recomandări uh, non-farmacologice și de uh, monitorizare, uh, automonitorizare la domiciliu. Și practic pacientul vine într -o, la următoarea lună și spui, domnule, da, am valoarea bună, sunt bine, nu am niciun fel de simptom. Uh, și îl chem la următoarele 3-6 luni, de exemplu, sau chiar la un an, dacă el este atletic, sportiv, îl încurajezi. Atenție! Val, ten, hipertensiune arterială, pacienții care au controlate valorile pot face sport și se reglează valorile tensiunii arteriale. Am înțeles spuneți că nu este nu are simptome practic și că da. aceste simptome apar doar când valorile tensionale sunt foarte Mar. mari. Ce se întâmplă cu inima, cu cordul? practic se învață cu aceste valori mari? Așa, deci prima repercursiune sau prima sau ulterior repercursiunea asta, după ce vasul suferă, repercursiunea valorilor tensionale este la nivelul pereților. Deci el a început să spunem că oarecum se învață și cum se învață? Trebuie să dea o presiune mare. Presiunea asta o mare o dă cu un lucru mecanic mare, adică cu un cord cu pereții groși, pe care îi depistăm la ecografia cardiacă. Mai mult decât atât, trebuie să avem niște presiuni de umblere mare, pentru că dacă eu am un cord care e, muncește mult pentru o presiune mare, trebuie să am niște presiuni la fel de mari. Motiv pentru care orice, nu neapărat cardiolog, orice medic care face ecografia cardiacă și găsește aceste modificări la nivelul pereților inimii, deci avem un cord nu mare neapărat prin volum nu este dilatat, ci el este, spunem noi, medical hipertrofiat, adică are pereții mai groși decât în mod normal și automat dă presiunea mare. Asta nu poate să țină foarte mult pentru că repercursiunea asta în timp determină oboseală, adică insuficiență cardiacă. Și pacientul vine doar cu o simplă hipertensiune arterială, care, la care se adaugă și alți factori de risc. Nu neapărat diabetul și de fapt are o insuficiență cardiacă cu fracția, spunem noi, cu pompa bună, deci el are o fracție de ejecție bună, o pompă, o, un volum bătaie foarte bun, însă obosește. Și atunci intrăm Mă rog, să zicem, tratăm de fapt insuficiența cardiacă dată de hipertensiune arterială. Așadar, uh, practic, ce cu hta ăsta? Că el, uh, ea dă foarte multe complicații și atacă foarte multe organe, pentru că mă gândesc că pe lângă inimă se distrug e... și rinichii, mă exact. gândesc că exact. și creierul, mă gândesc că și ochii. Exact, deci ochii. vasul de sânge la început. Deci vasul ăsta de sânge ajunge peste tot să li organele. Însă noi avem niște organe cheie care sunt uh, cumva uh, manageriate de creier și uh, își fac treaba fiecare pe sistemul ei funcție de o presiune pe care o are, nu? Uh, această presiune este cumva uh, cea care reglează în primul rând rinichiu, de aceea medicația pe care o administrăm este în special cu uh, sistemul, uh, pe, uh, sistemul renal cel mai mult și complicațiile sunt accidentul vascular, Accidentul vascular hemoragic, da? Deci, ruperea vasului, datorită presiunii foarte mari. Și vasele astea se rup și în prezența, mult mai repede, în prezența unor dilatații preexistente, poate denumirea de anevrizm. Apoi, la nivelul inimii, face un infar de miocard, pentru că inima luptă, 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 merge, are un, uh, un volum bun, o bună perioadă de timp, începe să obosească, dar trecem și pe aceasta, peste această oboseală. Și suferă vasul care irigă inima și poartă denumirea de ceea ce spunem noi ischemie, adică un soi de depunerea acestor grăsimi și acestor de tot ce înseamnă detrituri și, și reziduri la nivelul vasului de la inimă se produce infartul de miocard. La nivel renal, de exemplu, la nivel renal, în timp se produce ceea ce noi spunem angioscleroză, adică vasul este afectat, dar vasul ăsta irigă un organ, irigă rinichiu. Și următoarea, următorul pas este că face ceea ce numim noi microalbuminuria, adică dăm afară ce ar trebui să fie bun pentru... Albuminuria este o, o, o proteină, deci sunt practic proteinele care ele ar trebui să rămână în organism, să le folosim și rinichiul nu mai face corect și ajungem să facem ceea ce numim inclusiv boală renală cronică, deci ceea ce numim noi insuficiență renală, adică insuficiența insuficiența uh, exercitării funcției rinichiului. Pe vasul de sânge de la picioare, ne dor picioarele la mers, Dom'le, mă dor picioarele și mă face să mă opresc, dar nu că obosesc, ci pentru că mi-apare o durere la nivelul gambei, uh, care mă face să mă opresc, plec mai de, stau puțin, plec mai departe, e foarte bine. Dar vă spun că fumez, apropo de tot ce înseamnă la toată patologia și complicațiile acestea, că în spate sunt niște factori de risc care au determinat aceste complicații. Nu faci hipertensiune brusc și faci și un accident vascular. Nu există, poate să existe și așa ceva. Însă toți oamenii ăștia, fumătorii, de exemplu, fac, fac mai și de la ateroscleroză, pentru că uh, fumatul îți uh, uh, crește riscul de a se depune mai repede grăsimile pe vas. Uh, sau au diabet. Diabetul nu te doare niciodată. Pacienții ăștia nu vin că îi doare în piept. Vin cu afectarea vaselor mici și mari, ceea ce numim noi micro și macro, angiopatie macro, că e la, nivel, la nivelul vasului mare sau la nivelul vasului mic. Și nici atunci nu te doare, nu simți, pentru că apare o neuropatie și practic vii deja în complicații. Și ați auzit toți că mi-a tăiat un picior de la diabet. Și toți oamenii ăștia practic aveau și hipertensiune arterială în spate. Deci ia câte, câte câte complicații. Nu mai vorbim de micile complicații uh, pentru care pacienții ajung să fie depistați cu hipertensiune arterială și aș vrea puțin să le amintesc. Ele sunt, să spunem așa, ușoare pentru că nu au repercursiuni mari asupra, asupra uh, pacientului. Adică, vorbim de, de exemplu, epistaxis. Ne curge sânge din azi dimineața, ne trezim, a, ne ștergem, păi nu știu ce mi s-a întâmplat. Uh, dar nu sunt răcit, uh, și brusc de, de pe o singură nară este important. Uh, Totdeauna să... aceeași nară? Nu, pe una sau pe cealaltă. Și uite, mi se pare că, da, parcă am și amețit puțin, o să vedem ce se întâmplă azi așa, mâine așa se poate repeta episodul de cele mai multe ori și ajungi la examen orele, fiindcă te gândești că am o problemă în sfera orele și de fapt orelistul spune, domne, du-te la cardiolog că de fapt ai valorile mari ale tensiunii și să rup acolo vasele, fiindcă presiunea e prea mare central și, uite, repercusiunea este la nivelul nasului și scurge sânge. Același lucru se poate întâmpla și cu un ochi inundat de sânge și, la fel, te trimit tot către cardiologi, oftalmologi? Exact, același lucru. Da, un ochi inundat de sânge, îl vedem, noi zicem, hemoragie conjunctivală, sună oftalmologul, doamna doctor are tensiunea 20, ia ce s-a întâmplat, s-a înroșit ochiul ăla, hemoragie, tratează oftalmologul partea lui de roșață, dar de, de fapt în spatele acestei hemoragii este hipertensiunea arterială. Și a cătă, spunem noi așa, micile complicații. Însă, complicațiile majore sunt infartul și accidentul vascular. Și atenție, dacă la infarmiocardic câtva, oarecum avem niște pârghi așa în România, prin programul existent de infarmiocardic, în care pacienții sunt revascularizați, la, hiper, la accidentul vascular hemoragic, atenție, avem, este boală invalidantă, boală care, pe, care, practic, te poate lăsa la pat o viață întreagă. Uh, mai mult decât atât, uh, pacienții ăștia care fac accidente vasculare pot face acel vac accident vascular ischemic. Că oamenii poate întreabă, domnule, sunt mai multe tipuri, două, dar de la hipertensiune se rup vasele, de la o altă patologie cardiacă, poartă denumirea de fibrilație, deci de o tulburare de ritm care este total anarhică, poate total neregul, neregulat, fac ischemic, pentru că în momentul când bate neregulat inima, zboară un chiar și astupă un vas în cap. Acolo unde se astupă vasul respectiv, deci spunem noi un mecanism cardioembolic, se întâmplă ca teritoriul deservit de vasul respectiv să nu primească sânge deloc și practic se produce ceea ce numim noi uh, ischemie și necroză. Deci moare celula. Trebuie să știm clar că la noi dacă nu Ajunge sânge o perioadă, că este la inimă, faci un infart, că este la rinichi, faci un infar renal, că este la cap, faci. Ischemie, strocul ăsta, da? la picioare, faci ischemie de membru, la mână. Deci, totul se numește cumva ischemie. Adică, practic, domne, n-am oxigen și uh, celule care să. Uh, oxigen și uh, substanțe nutritive care să irige teritoriul respectiv. Și ajung că să spun că hipri, fibrilația atrială, împreună cu hipertensiunea arterială, este chiar un dezastru. Pacienții aceștia fac, practic, primată un accident ischemic, de se blochează vasul, împreună împreună cu hipertensiune al și rup ulterior în pasul 2, care înseamnă de obicei terapie intensivă neurologică. Șase minute până la finalul acestei prime părți nu avem educație medicală, nu ne ducem la control periodic așa cum ar trebui. Ba mai mult decât atât, citesc că de foarte multe ori hipertensivii se simt într-o formă excelentă, sunt plini de energie și, din păcate, nu numai hipertensivii, exact ce spuneați, și cu boli mai grave cardiovasculare, mm -hmm. întrerup tratamentul, inima se simte bine, întrerup tratamentul sau îl înjumătățesc. Total greșit. Uh, referitor la faptul că tratamentul uh, și-l auto și-l auto suprimează sau uh, și-l înjumătățesc pentru că se simt mai bine. Ei se simt mai bine fiindcă e controlată tensiunea arterială. Fac un apel la pacient să nu oprească decât cu Acordul medicului, chiar medicului de familie. Atenție, această boală nu este apanajul neapărat al cardiologului. Hipertensiunea necontrolată este apanajul cardiologului. Deci, ea poate fi depistată foarte ușor la medicul de familie, la angajare, și este, vreau să vă spun că avem foarte multe, foarte mulți găsiți la angajare, foarte mulți pacienți sau, nu, nu indivizi, nu neapărat pacienți. Și uh, aș vrea să spun că înjumătățirea medicației înseamnă reapariția valorilor mari ale tensiunii, care facem, cum spunem noi, un soi de întoarcere, rebound, cu valori și mai mari ale tensiunii și apariția complicațiilor mai rău decât la început. Hipertensiunea poate apărea și în sarcină. Da, hipertensiunea în sarcină este o reală problemă. Uh, facem apel la uh, femeile însărcinate care au valorile mari ale tensiunii să meargă la control, pentru că există terapie, în primul rând. Și uh, mai facem apel la ceea ce înseamnă regim și uh, regimul fără sare. În România se consumă 12, 12 grame de sare și, în mod normal, la hipertensiune n-ai voie mai mult de 4 grame. Asta înseamnă foarte puțin mai ales dacă ești hipertensiv și nu numai, pentru că un echilibru în toate înseamnă chiar și normalizarea valorilor tensionale. Poate fi vindecată fără tratament, fără medicație? Nu. Deci fără tratament este o boală cronică care uh, necesită tratament în principiu indefinit, spunem noi, adică pe toată viața. Și acești uh, oameni care sunt hipertensivi să nu uite că întreruperea tratamentului înseamnă apariția complicațiilor. Și atenție, hipertensiunea nu merge singură, merge cu diabetul, merge cu grăsimile, merge cu obezitatea abdominală, merge cu. Uh, atenție, cu istoric, nu vorbim, n-am atins faptul că ești hipertensiv, atenție, următoarea noastră întrebare, aveți hipertensivi în familie? Uh, părinții hipertensivi, copiii ar trebui să fie atenți pentru valo căutarea acestor valori. Și nu uităm că sunt câteva investigații, pe scurt le spun în fix jumătate de minut, electrocardiograma, Uh, ecografia cardiacă atunci când este programare și atenție, monitorizarea automată când nu depistăm că avem valoare tensională, deci punerea unei manșete de către medic și scoaterea pe un program și vedem că dacă pacientul ăsta este hipertensiv și atenție, pacienții care nu sunt controlați noaptea au risc și mai mare să facă accidente vasculare. Atenția, automonitorizarea și ea este foarte importantă. Dacă nu găsim și nu ne găsim un leac, adică vedem că la un singur medicament nu răspunde la tratament, atenție, există un, în nomenclatură hipertensiunea rezistentă, care o tratează doar cardiologul. Și atenție, hipertensiunea există hipertensiune la tineri, hipertensiune de halat, hipertensiune mascată, hipertensiune din boala renală, hipertensiunea din, a, a, la pacienții cu accidente vasculare. Sunt... Poate apărea în urma terapiilor oncologice? Da, atenție, terapiile oncologice și oncologi, patologia oncologică este o entitate aparte care este evaluată de către cardiolog, și inclusiv valorile crescute ale tensiunii în urma chimioterapiei. Și noi vedem pacienții în acest. Sunt sens. medicamente care pot da hipertensiune? Da, sunt medicamente care dau hipertensiune și cele mai frecvente sunt antiinflamatoriile nesteroidiene și nu numai ele. Contraceptivele la tinere, și atenție să fie foarte atente, nu numai că fac. Uh, hipertensiune fac tromboze și trebuie să fie foarte bine evaluate uh, tinerele când încep să ia această medicație și nu în ultimul rând medicația oncologică deci uh, chimioterapia și terapia pentru uh, terapia nouă pentru, medic pentru patologia imunologică, terapia imunologică pentru, te pentru poliartrite reumato reumatoide deci terapia asta cumva imunologică pentru boli reumatologice este adevărat de frigul și căldura pentru persoanele cu boli cardiovasculare? Să ne ferim de căldură, să ne ferim de frig? Nu ies că e foarte frig, că e foarte cald. Pa da, este perfect adevărat. Frigul poate agrava o patologie cardiovasculară preexistentă sau determina una nouă. Vorbim de afectarea vaselor de sânge de la nivelul inimii. Atenție, poți face chiar un infarct miocardic când nu ești obișnuit cu temperaturi joase și uh, unul din indemnurile noastre pentru acești pacienți să evite diferențele mari de temperatură, iar căldura face ca pacientul, de exemplu, hipertensiv, că suntem uh, în tema hipertensiune arterială, să se deshidrateze, să-i scadă foarte mult tensiunea dacă nu se hidratează și, atenție, terapia cu diuretice pe care o iau datorită medicației existente și nu indicată corect de către medic să-i producă scăderi bruște ale tensiunii arteriale și să facă ceea ce numim noi hipotensiune arterială. Mai am o jumătate de minut și mai am două întrebări. Să-mi răspundeți pe scurt. Prima ar fi, cum putem reduce nivelul colesterolului până să avem nevoie de medicație? Foarte pe scurt. Cu regim în care să evităm tot ce înseamnă grăsimi peste 25%, că știm foarte bine. Atenție, nu combinăm mâncarea procesată, în general, cresc, crește valoarea colesterolului și să creștem. Sugerez dieta mediteraneană, omologată ca fiind dieta pentru patologia cardiovasculară. De la ce vârstă trebuie să ne preocupe sănătatea inimii? De la vârsta de 40 de ani, toate ghidurile spun că după 40 de ani ne crește riscul de boală cardiovasculară și mai ales dacă avem istoric în familie, nu numai pentru hipertensiune, pentru infarct miocardic și accident vascular. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la un doctor pentru dumneavoastră. Mare drag. Mergem mai departe, plecăm cu caravana, este alături de noi Cezar Irimia, președinte Alianța Pacienților Cronici din România, cu caravana Sănătatea vine la tine. Bună seara și bine ați venit la un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Să ne spuneți despre ce este vorba. Știu că foarte multe persoane din mediul rural vor beneficia de controle medicale gratuite prin această caravană. Sănătatea vine la tine. Este un proiect al Alianței Pacienților Cronici din România și nu este în primul an, al treilea an consecutiv se desfășoară. Vă rog, domnule președinte. Așa este. Acest proiect a venit din dorința de a întinde o mână cetățenilor României în mediul rural, la mai mult de 20 de kilometri de cel mai apropiat spital, pentru că am constatat cu, cu tristețe faptul că nu au acces la uh, asistență medicală primară, deci cu alte de cuvinte nu avem medici de familie în multe localități din ruralul României. De aceea, noi, din dorința de a nu îngroșa rândurile noastre a pacienților cronici, am inițiat această caravană intitulată Sănătatea vine la tine pentru a acorda asistență medicală la cei din mediul rural. Dar nu numai asistență medicală, ci și informare și educație sanitară, unde știm bine că suntem pe ultimul loc în Europa. Deci, această caravană își propune, pe lângă analizele medicale pe care ne-am propus să le facem cetățenilor din mediul rural, și aici ne -am, avem ca target o mie de, de cetățeni, cel puțin, ne-am gândit să facem și educație sanitară, informare. Și așa mai departe, cuantumul acestor investigații pe care urmează să le facem pacienților depășesc 1300 de lei. Deci, niciun cetățean din mediul rural nu și-ar permite această sumă să-și facă ceea ce le facem noi, ce le oferim noi în mediul rural, într-o clinică privată, pentru că de multe ori ei nu au bani nici de pâine da, păi să aibă bani de un autobuz să meargă pentru a-și face aceste investigații. De aceea am zis să, să le întindem o mână de ajutor, să nu se mai considere abandonați în rural și întotdeauna alianța pacienților cronici va fi lângă ei cu orice problemă s-ar confrunta. Pentru asta am deschis și un call center unde ei pot apela pentru a fi navigații, pentru a li se rezolva problemele, pentru a fi conciliații medicală, psihologică, nutriție. Avem multe servicii aduse pentru cei din mediul rural și nu numai. Oricine poate apela la noi. O felicit foarte mult pentru această inițiativă, mai ales exact cum spuneți, avem din ce în ce mai puține posibilități, foarte puțini oameni au din mediul rural să ajungă la un spital. Eu știu, nu există nici infrastructură, nu e nici educație medicală pe de altă parte. Este un proiect extraordinar și vă întreb ce rezultate aveți din anii anterior și cum au primit oamenii aceste practic oportunități. Um... Oamenii ne-au primit cu brațele deschise, inclusiv autoritatea locală. Am primit sprijin din partea autorității locale, primari și cine s-au mai implicat în, în carava, această caravană. Am colaborat cu medicii de familie acolo unde erau, dar v-am spus, marea majoritatea a comunelor unde am fost cu caravana nu au avut medici de familie, rezultatele investigațiilor sunt dezastruoase. Adică avem o populație bolnavă, o populație în care obezitatea este factorul primordial și nu că ar mânca bine cei din mediul rural, mănâncă prost, foarte prost și multe, multe alte exemple vă pot da. Cert este că această concluzie că avem o populație polnavă și îmbătrânită este clară din toate analizele pe care le-am făcut. De aceea speranța de viață în România este mai mică față de media europeană cu 5-6 ani. De fapt, ăsta e și decalajul de acces la medicație și la servicii medicale între noi și Uniunea Europeană civilizată și responsabilă. Deci lucrurile nu stau bine deloc. Avem un loc întâi la decese evitabile în Uniunea Europeană. Unii spun că, doi, noi avem o evidență că suntem pe primul loc, mai ales în oncologie și în bolile cardiovasculare. Batem recordurile în Uniunea Europeană, dar batem și recordul privind finanțarea sistemului de sănătate. Suntem pe ultimul loc la finanțare în Uniunea Europeană și chiar putem spune că suntem la jumătatea mediei europene de finanțare, unde media este 11%, România încă a rămas la 5,5% din PIB alocate sănătății. Deci întotdeauna am spus-o și o spunem în continuare, sănătatea costă. Dar să nu uite politicienii, decidenții noștri, că investiția în sănătate nu înseamnă costuri neapărat, înseamnă profit, pentru că oamenii vor rămâne în câmpul muncii, oamenii vor da plus valoare dacă lucrează și nu vor sta în concedii medicale și nu vor uh, renunța la tratamente, cu alte cuvinte, la viață. Trebuie să avem uh, grijă de populația îmbătrânită, dar nu numai, și de cea tânără, și mai ales uh, caravana vine în întâmpinarea celor uh, cu probleme sociale deosebite, uh, dar uh, și pentru cei defavorizați. Uh, nu refuzăm pe nimeni în această caravană. De aceea am ales să mergem în cinci județe uh, cu mai multe comune. Uh, mergem în Turcia, de fapt în Turcia am uh, început la deja în uh, acest weekend, la BSTP, unde am făcut primele recoltări de analize medicale. În fiecare comună mergem două weekenduri. În primul weekend facem uh, recoltări de analize medicale, în al doilea weekend, uh, următorul, de fapt, uh, mergem cu rezultatele analizelor. Uh, cu consultații, sunt cu noi medici, asistenți medicali, uh, rezidenți, medici specialiști care vor, uh, vor conduce această caravană pentru a avea rezultate cât mai bune și care vor uh, da satisfacție ca în fiecare an. Uh, celor loviți de soartă, celor care nu au acces la aceste servicii Noi, medicale. Noi, prin TVR internațional, ne adresăm și telespectatorilor, telespectatorilor din diaspora și, desigur, dacă în țară, desigur, vor să participe la această caravană, să vină la dumneavoastră, să aibă parte de aceste consultații, le spunem prin intermediul nostru. Vreau să vă spun că mereu veți avea aici, la un doctor pentru dumneavoastră, sprijinul nostru, să anunțați aceste campanii foarte binefăcătoare pentru noi și pentru România. Mulțumim mult, este nevoie de această solidaritate, deoarece v-am prezentat situația din punct de vedere sănătate a românilor din mediul rural cel puțin și de aceea am ales să mergem în cinci județe, Tulcea, Teleorman, Giurgiu, Vâlcea, Argeș, Vrancea, în mai multe comune din aceste județe și comune de parte de cel mai apropiat spital. Vom face investigații în cardiologie cu EKG și scor cardiac, tensiune arterială măsurată. În diabet vom face glicemiile instant, dar și hemoglobina glicozilată prin recoltarea de programe Vă mulțumesc biologice. foarte mult domnule președinte Cezar Irimia și desigur vă mai așteptăm aici așa cum v-am spus la un doctor pentru dumneavoastră mergem spre partea a doua a plasă, Vă mulțumim. Mergem să partea a doua a emisiunii noastre, noutăți în tratarea epilepsiei. Invitata noastră din această seară, profesor universitar dr. Mihaela Bustuchină Vlaicu, medic primar neurologie, doctor în științe medicale, membru al Societății Franceze și Internaționale de Neuromodulație Franța. Bună seara și bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și noi vă mulțumim. Practic profesați de peste 32 de ani în Franța și știu că aveți supra-specializare în epilepsie ați publicat numeroase articole în domeniu. Statisticile arată în momentul acesta aproximativ 65 de milioane din populația globală care suferă de epilepsie. E un domeniu în care din s-au făcut cercetări și bănuiesc că și în continuare tot timpul este ceva de aflat și vă întreb, să ne dați o imagine asupra acestei o imagine de ansamblu aceste, asupra acestei patologii. Ați spus deja cifrele. Cifra este foarte, foarte mare pentru că epilepsia de fapt nu este o boală, sunt niște boli. De ce spun așa? Uh, pentru că într-un timp scurt trebuie să vă fac ca un rezumat despre noutățile în epilepsie. Uh, este, nu este o boală pentru că în, în clasificarea epilepsiei, care se face în fiecare an de către noi de, spe, de specialiști, sunt peste 65 de tipuri de epilepsie. Deci vă dați seama că un pacient care are un sindrom epileptic, un tip de epilepsie, nu se va compara cu alt pacient care are, se cheamă epilepsie, dar nu este același lucru. Un pacient care are o cauză a epilepsiei, pentru că sunt. Diverse cauze ale epilepsiei, începând uh, pentru că vorbim de noutăți, în ultimii ani este o explozie de cercetări uh, în ceea ce privește genetica și epilepsia. Uh, la, la spitalul în care sunt, uh, este un, uh, un colectiv care se ocupă acum de epilepsiile, încefalopatiile uh, epileptice, care sunt din ce în ce mai multe. Nu vă spun dacă, dacă vă uitați pe o schemă, uh, este, uh, este extraordinar. Ce, ce se întâmplă acum față de ce știam eu acum 30 de ani sau acum 30 de ani și. De ce este important? Pentru că în viitor fiecare cauză genetică, pentru că vorbim de asta, o să aibă poate, poate, și sper că o să ajungem într-o zi, să aibă un tratament specific. Deci asta este numai un capitol. Celelalte capitole sunt, se referă la epilepsiile care au ca și cauze o, o cauză palpabilă. Și să mă explic pentru telespectatori, de exemplu, cineva care are o tumoră cerebrală, indiferent de ce tip, poate să facă o criză de epilepsie, dar nu este o boală epileptică, este o epilepsie care apare ca un simptom ca un răspuns la afecțiunea respectivă pentru că doamna doctor înainte cardiologă ne povestea, ne, ne spunea despre, despre hipertensiune și bolile cardiace un pacient care face un accident vascular care este dat de către o, o patologie cardiacă fibrilația atrială, hipertensiune poate să facă de asemenea criză de epilepsie nu mai spune bolile care, bolile infecțioase sunt multiple, un acces cerebral e foarte, foarte Frecvent, din păcate, cineva care nu-și îngrijește dinții sau are o, o, o sinuzită, face într-o zi o criză de epilepsie și descoperim un acces cerebral, ceea ce este un lucru care se tratează, însă trebuie descoperit. Dar o stare febrilă o, o la convulsilor, poate să apară? Bineînțeles, la copii, de exemplu, la, la cei născu noi născuți. Există chiar acest tip care se cheamă epilepsie febrilă. Pot să facă uh, crize în timp ce au febră. Pot să repete criza dacă mai fac încă o dată febră, și în sfârșit, dacă nu este o cauză genetică, cu timpul lucrurile se aranjează. Domnul doctor, dar mă gândesc că poate nu toți fac, nu trebuie să nu, ai un teren predispozant. Nu, bineînțeles. Dacă febra este la. se cheamă uh, o epilepsie genetică uh, și sunt predispuși să facă uh, o, o criză cei care au o febră foarte mare la 40 de grade. Uh, alte cauze, pentru că am vorbit de cauze și până la urmă le vedeți pe, pe tablou uh, sunt, uh, sunt ceva mai rare dar uh, de exemplu, marformațiile arteriovenoase, cavernoamele care este mesajul pe care vreau să-l spun dacă a, epilepsia apare la o vârstă, nu la copii o vârstă mai înaintată de la 20, 30, 40, 50 60 de ani sau mai târziu Uh, trebuie să ne gândim întotdeauna că trebuie să găsim o cauză. De ce e important? Pentru că tratând cauza, bineînțeles că epilepsia va fi uh, mai bine metrizată, mai bine tratată. Deci asta este un exemplu. Uh, pentru că vorbim de noutăți. Noutățile, venind înspre televiziune, în tratament, nu da. o să spun astă seară nimic despre medicamente. De ce? Pentru că uh, le fac la studenți o schemă care înainte era atât, și pe urmă s-au mărit crezi. a doua, a treia generație, a patra, a cincea a patra generație de antiepileptice. Iar la ora actuală avem peste 30 de medicamente antiepileptice. Am scris de curând un articol în care uh, făceam inventarul care antiepileptice vor mai apărea și m-am îngrozit pentru că mi-au ieșit 10 pagini în care tablele întregi cu. Cercetările care se fac pentru a descoperi alte medicamente antiepileptice. Dar care este, care este ideea? Dacă știm cauza, tratăm cauza. Dacă nu știm cauza, poate să fie o epilepsie, se cheamă epilepsie fără cauză, chiar așa este, idiopatică. Dar, în afară de medicamentele antiepileptice, la ora actuală, există tehnici de neuromodulație și pentru că m-ați invitat o dată în emisiune când am lansat cartea Neuromodulația. Că am vrut să vă întreb în că desigur. Și, aveți da. scris în acest ghid <laughs> pe care l-ați scos împreună cu fiul dumneavoastră. Exact, Neuromodulația în Psihiatrie și Neurologie. Deci este o carte întreagă în care am descris tehnicile care există, și în aprilie anul trecut a apărut cartea, iar acum, uitându-mă deci aproape un an după aceea, am găsit încă cel puțin 10 tehnici care au apărut de când am publicat cartea. Care sunt. Deci, vă. Vă, intense. vă, vă dați seama că uh, tehnica este merge în același timp cu, cu medicina, iar la ora actuală nu mai suntem la faza o să, poate, tratăm, nu uh, tratăm. Se caută o medicină de precizie și se caută uh, tehnici și tratamente care se co pot combina. Și efectiv, un tratament medica, cu medicamente se poate combina cu tehnicele de neuromodulație. Cum apare farmacorezistența? A, și a, de ce apare? Foarte bună întrebare, mulțumesc pentru întrebare. Aceste tehnici de neuromodulație nu se folosesc pentru toată lumea. O epilepsie care e tratată bine, e tratată bine, punct. Dar dacă există o, o, o farmacorezistență ce înseamnă când pacientul nu a răspuns la două medicamente deja, care sunt la doze necesare, înalte și bine suportate, deci ne gândim deja că mai mult de două medicamente înseamnă deja uh, o epilepsie farmacorezistentă. Iar la acest capitol se adaugă la medicamentele care le-am spus, cele 30, bineînțeles că sunt, le, alegem, se adaugă tehnicile noi de neuromodulație. Cea mai veche, veche spunând, pentru că este chiar veche, stimulația, stimularea de nerv vag, a fost prima tehnică care s-a folosit și este destul de eficace, dar vreau să spun că nu merge singur, adică trebuie combinată cu medicamentele. Iar acum pentru că bolnavul care are epilepsie poate să aibă și depresie și de obicei au o depresie, stimularea de nervul vag este foarte bună și pentru depresia farmacorezistentă, pentru că există epilepsie farmacorezistentă și depresie farmacorezistentă. În afară de aceste tehnici care Anul trecut, acum un an, spuneam de stimularea nervului vag, care se face cu o mică intervenție chirurgicală. Este o mică baterie aici, în jurul nervului vag se pune un electrod. Bolnavul care simte că vine criza își pune un magnet pe piept și atunci criza dispare. Dar a început să fie deja veche tehnica, pentru că acum se studiază, și asta e o noutate. Uh, tehnicile de stimulare de nervac, dar care seamănă numai cu un icutor unde se pune în ureche și stimulează nervul vag. Vedeți? Aparate din ce în ce mai mici, tehnici din ce în ce mai puțin invazive. Uh, 8 minute până la finalul da? acestei emisiuni. E practic aceeași farmacorezistență deschide și calea intervențiilor chirurgicale. Și o să vorbim mâine de primul caz din România de operație pe creier prin ploapă la Spitalul Militar Central. Atunci, chiar acum se afișează, s-a trecut repede, se afișează câte tehnici de neuromodulație există. Deci, cum mâine vorbiți despre chirurgie, nu o să vorbesc despre chirurgie. Bineînțeles că chirurgia se aplică atunci când este o cauză, deci se scoate tumora, se scoate cauza, dar uh, chirurgia se aplică foarte bine la, uh, la epilepsia farmacorezistentă. Deci, domnul doctor, care colegul meu care va vorbi, mine, vă, vă va spune. E, din partea mea, continui cu neuromodulația, pentru că sunt uh, tehnici tot chirurgicale de care dânsul nu o să vorbească, probabil, se cheamă stimulația cerebrală, stimularea cerebrală profundă. O să ziceți, da, dar se știe tehnica asta. Bineînțeles, se știe pentru că uh, se folosește pentru boala Parkinson. Deci, nu este nouă. Ce este nou, și asta trebuie, e foarte de, de specialitate, dar se stimulează alte structuri cerebrale, nu se stimulează nucleul subtalamic, se stimulează nucleul cerebral anterior. Deci, Aceleași tehnică poate fi folosită și pentru epilepsie. Iar uh, chirurgii și când ne uh, folosim de această tehnică, sunt atrase speciale care ne ghidează din ce în ce mai mult unde să punem să facem stimularea, ceea ce acum 20 de ani nu se putea ex nu exista așa ceva. Deci uh, noutatea este că tehnica e din ce în ce mai performantă. Înregistrarea crizelor este din ce în ce mai performantă pentru, de exemplu, la copii și la adulți. Există acum niște brățări care înregistrează criza. Nu mai am nevoie să-l spitalizez o săptămână întreagă cu o cască de electroencefalogramă ca să știu că face criză sau nu și ce tip de criză face. Când ne dăm seama că un pacient cu epilepsie, după ce, eu știu, a suferit o asemenea intervenție sau chiar o intervenție chirurgicală, este cât de cât vindecat? Adică nu mai apar aceste crize? Nu, Când putem, sigur? nu putem să vorbim de vindecare. În cazul unei epilepsii simptomatice, dacă, de exemplu, e un meningiom care se înlătură, atunci pronosticul e foarte bun și, în general, se... Se, se spune că are o evoluție bună. În cazul epilepsiei farmacoresistente nu pot să spun că s-a terminat. Nu s-a terminat pentru că de fapt crizele vor fi din ce în ce mai puține sau 90% vor dispare. Ceea ce este ideal. Întrebarea dumneavoastră când? Uneori rezultatul apare imediat sau apare chiar la distanță. În alte, în alte în altă ordine de idei Uh, există, în Franța, de exemplu, nu există acum o tehnică în care uh, un, un, o stimulare care se pune uh, intracerebral arată exact când se produce criza, și atunci când se produce criza, dispozitivul pornește și criza, criza este oprită. Deci vă, vă dați seama că e o perfecțiune întreagă. Iar ultima noutate, pentru că mai avem puțin, mă bănuiesc, uh, este vină. utilizarea și de ultrasunete. Pentru că ultrasunetele fac parte din neuromodulație, însă ultrasunetele creează o mică leziune, deci nu pot să spun că este neinvazivă. Ideea este să se caute tehnici din ce mai, în ce mai puțin invazive. Asta este viitorul și care deja a apărut. Nu se folosește în Franța, dar a apărut deja în, în state și în alte părți, un fel de electrozii care sunt ca o floare, foarte frumoase, foarte frumoasă imaginea, cinci electrozi care sunt plasați destul de superficial și care, la fel, au proprietatea să oprească crizele. Este minunat, eu sunt încântată de ce se întâmplă în, în domeniul epilepsiei. Apar din ce în ce mai mult și, noi tehnici. A, a, apar din ce în ce mai mult, dar apoi trebuie să fie totuși specialistul care să spună cum, care este prima pe care o folosim, a doua le, pot, le putem combina, a, deci în funcție de, și aici nu intru în amănunte pentru că e un focar epileptic, sunt două, sunt mai multe, deci aici depinde de... Ce se înregistrează la electroencefalogramă, specialistul va spune asta e tehnica cea mai bună sau o combinăm cu cealaltă și cu medicamentele. Apar din ce în ce mai mult noi tehnici care îmbunătățesc viața pacientului pentru că știm foarte bine că din păcate acest pacient trăiește cu o stigmă socială, e văzut de multe ori ca un paria și de multe ori își negativează toate aceste stări și spune că nu are epilepsie pentru a trăi mai departe în societate. Le spun la pacienți tot timpul Epilepsia nu este o rușine, este o boală în care, dacă luați, uh, vă uitați pe internet, personalități foarte deștepte și personalități de la literatură, politică, în tot ce, ce vreți, muzică, etc., uh, au avut epilepsie, se poate trăi normal cu epilepsia și noi le facem o educație în ceea ce privește să aibă o, zi, să aibă o, o viață normală absolut normală și de exemplu ultima noutate, acum se discută foarte mult despre sport și epilepsie pentru că înainte le, le, le spuneam nu asta, nu asta, nu asta, nu asta, nu mai e viață și bineînțeles că făceau depresie acum caz, fiecare caz este analizat și sunt anumite direcții și sporturi care am început să prescriem pe rețetă, ce sport poate să, să facă pacientul epileptic. Și ce sporturi ar putea fi În afară, aproape toate, dar în afară de să nu plongeze, să nu, să nu sară cu parașuta, deci cele care pun într-adevăr viața în pericol. Cât contează și sprijinul celor din jur, al familiei, pentru pacienții cu epilepsie? Mai puțin decât în boala Parkinson, pentru că, efectiv, dacă duc o viață normală, în general, Însă moralul costă foarte, înseamnă foarte mult și cei care fac crize nocturne, de exemplu, e foarte bine să aibă o familie și să fie soția sau prietena sau prietenul alături, pentru că îi încurajează și supraveghează în același timp. Ce recomandări aveți eu pentru telespectatori, doamna doctor? Să rămână la curent cu noutățile, pentru că se schimbă, v-am spus, de pe lună pe alta. Primesc uneori sfat, primesc scrisori sau primesc mail-uri de la pacienți și chiar mâine mă întorc la Paris dimineață și o să răspund unei doamne care mi-a scris apropo de o copilul dânsei și mă bucur foarte mult că pot să le dau sfaturi. Deci, ce să facă, să rămână la curent cu noutățile și dacă mai bine să întrebe de două ori decât să cadă în depresie sau să se trateze prost. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm cu drag mereu aici la TV Internațional. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim. Ora 21, avocatul dumneavoastră cu Angela Avram. Nu uitați, sănătatea este un dar neprețuit. Depinde de noi să avem grijă de ea.